Șoferul unui microbuz școlar din Bălcăuți a fost prins beat la volan luni dimineață. Potrivit anchetei polițiștilor, un echipaj al poliției a oprit pentru control în localitatea Dornești un microbuz școlar care rula cu viteza de 72 de km pe oră în localitate. Microbuzul aparține primăriei Bălcăuți, iar în momentul în care a fost oprit nu avea pasageri. Șoferul a declarat că se deplasa în municipiul Rădăuți pentru a alimenta cu carburant. Întrucât acesta emana halenă alcoolică, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, la care a rezultat valoarea de 0,49 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În acest caz a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Fiecare își asumă riscul, cum să șterne și doar. Bun. Nu-i dau la microbus pentru ca mașină și cum se cheamă și de asta îi aduc. Dar da. Tu auzi ce s-a întâmplat cu șoferul de la microbus? Nu. A fost prins băut la volan luni. Na, nu știu ce să spun, nu știu, n-am auzit. Nu, dar nu-i vorba de asta că nu-l dau. Îl dau pentru că cum se cheamă, că l-aduc mașina mea personală și de asta. Dar vi se pare normal ca șoferul... Nu mi se pare normal, nu, ferească Dumnezeu, am copii, nu... Copilul cel mare, eu nu știu ce spuneți dumneavoastră, dar în schimb eu pot să vă confirm că copilul cel mare, acum am la sireta anul ăsta, dar, cum se cheamă, a umblat la bus, deci din clasa de la grădiniță, ultimul an de grădiniță, până în clasa începutul așa, s-a umblat cu buzul, cu acel șofer. Și niciodată nu a fost nicio problemă. Eu nu știu acum despre ce este vorba. Nu l-au prins cu alcoolemie. Ce să vă spun că nu știu. Eu pot să... poliția, nu... Eu pot să vă spun ce știu eu ca mamă. În rest, eu nu știu, pot să spun ce nu știu. Deci nici nu am auzit. M-a sunat șoferul undeva pe ora 10 luni. Și ce v-a spus? A spus că a fost oprit în Dornești. Și... s-a constatat că are o alcoolemie de 0,49. Și în condițiile astea, microbuzul școlar este deservit de dumneavoastră primarul, adică și viceprimarul, nu? Nu. Este o chestie de avarie. În momentul de față noi încercăm să ducem copiii comunității noastre și până se întrunește comisia de disciplină, va trebui, știți foarte bine, pentru o faptă așa de gravă, decizia va lua comisia de disciplină și va urma după aceea să căutăm alt om. Șoferul, deci, va rămâne fără loc de muncă, să înțeleg. Vă dați seama, adică discutăm de gravitatea faptei. S-a angajat de 14 ani, nu s-a întâmplat, nu știu, eu nu înțeleg. Anul trecut m-a spus că are probleme cu ficatul și ia medicație. Sunt foarte, foarte surprins. Eu sunt de 7 ani, în 7 ani n-am avut niciun incident, primul incident. Și cum e pentru dumneavoastră să aduceți copiii la școală dimineața? Vă aduceți aminte de școală dumneavoastră acum. Da. E ok, repet. Vedeți că noi aducem și copii din satul aparținător Gropeni. Chiar la ciclu primar aducem și din Rudești la Gropeni, adică e o chestie de a aduce copiii și spre Gropeni și spre școala de centru Bălcăuți. La ce oră vă treziți dimineața pentru a aduce toți copiii la școală? Uitați-vă, este a doua oară și va trebui, am discutat și cu ei cu 10 minute, că eu nu mă descurc așa de bine ca șoferul. Și undeva vom porni la 7. Am pornit la 7:15 și ați văzut la 8:02. Deci trebuie să vă obișnuiți cu mașina. Și am tras, adică n-am mai pierdut timpul. Am încercat să ajung la timp. Ceea ce nu a reușit noi să lămurim luni, acest șofer a fost cu copiii pe traseu? Da, a fost. Deci a fost cu... Dimineața, la prima oră, am adus copiii, da. Nu? A fost. Băut. Eu nu știu dacă a fost băut sau n-a fost băut. V-am spus, noi discutăm despre ce a constatat poliția. Acum urmează, l-au dus la, cred că la IML, i-au luat sânge. Eu în momentul de față nu am niciun document, atât, verbal. Dar el a recunoscut că ar fi consumat cu o seară? El spune că n-a consumat, că a consumat cu o seară în duminică.
duminică, nu? Duminică. Așa susține că el n-a consumat lucru.